eu acum la gazon vreau să fac o scarificare și o aerare. Da. Apoi aș putea, unde nu prea mai e iarbă, ceva să semăn iarbă sau să mai stau o săptămână, două? Puteți reînsămânța, nicio problemă. Mergeți cu scarificatorul și scarificați și pământul acolo, lăsați până jos tamburul. Da. Să scoateți tot ce e uscat de acolo și reînsămânțați și după reînsămânțare automat să călcați acolo. Am aruncat nisip și după aia am dat cu un pământ peste. Da, da, nicio problemă. A doua zi i-am mutat. Nicio perfect. Problemă, perfect, ați făcut bine. Însă vreau să vă spun să vă aprovizionați și cu produsul Amistar. Cu care... Acum îl dau o dată pe an? Nu. Deci Amistarul este în fiolă. Vă face soluție și înainte de tundere dezinfectați mașina de desubt. Am înțeles. Și puteți să stropiți și gazonul cu el. Și evident, atunci când faceți reînsămânțarea gazonului, puteți aplicați la fel ca și starter pentru germinarea seminței și dezvoltarea firului de iarbă, produsul Turborut. Este un produs cu acizi humici, cu macro și microelemente, care dau un start bun plantelor, fie obținute prin sămânță, fie cele transplantate, atunci când au nevoie de puține îngrășăminte, astfel încât să plece bine, să-și dezvolte sistemul radicular. Când scarificați, nu lăsați până pe pământ, numai acolo unde pământul e gol. Am înțeles. Da. Sau acolo unde aveți fire de iarbă îngălbenite, sau acolo unde gazonul este plin de mușchi, sau acolo unde gazonul este îmbâxit, sufocat. Trebuie să scoateți tot materialul ăla vegetal, uscat și mușchiul din gazon, astfel încât să puteți să aveți o suprafață liberă unde să se înrădăcineze noua sămânță. Dar Amistarul să-l aveți la îndemână, că să știți, anul ăsta s-ar putea întâmpla gazonul să sufere.